Este o parte a misiunii mele, demonstrarea faptului că nu ne trebuie mare lucru ca să mâncăm sănătos. Deci, în niciun caz nu ne trebuie cine știe ce aparatură sau. Deci, astea sunt, după părerea mea, scuze. Ca să, de ce nu mănânc sănătos, că n-am mixer de nu știu care și că nu am aparat de deshidratat și că nu am, da, nu știu ce cărți. Nu. Dacă vrei să mănânci sănătos, depinde numai de tine. Deci este o chestiune de dorință și de voință. La postarea despre crema Budvih cu fulgii de ovăz. Deci a fost o mare discuție. Cum facem fulgii de ovăz și de ce fulgii de ovăz din pungă nu sunt buni? Așa cum am scris pe blog, deci fulgii pe care îi cumpărați din magazin sunt în proporție, deci cu o probabilitate de 99%, nu sunt ro, în primul rând. Deci sunt preparați la temperaturi ridicate. În al doilea rând, au adăugați aditivi, pentru că ei trebuie să reziste un timp în punga aia. Nu poți să faci, să împachetezi, să faci tot procesul ca să țină 3 zile. Deci aici iar nu mai aveți absolut niciun control ce se pune și ce mâncați. Dacă nu vă deranjează să mâncați aditivii, da, este fiecare alege și face cum crede. Deci este fulgii, bineînțeles că dacă nu sunt uscați foarte bine sau dacă sunt ținuți la temperaturi prea ridicate sau la lumină prea multă, ei au tendința de a începe să mucegăiască sau fac tot felul, se dezvoltă tot felul de microorganisme sau chiar și mici animăluțe, așa, molii și alte povești. Și producătorii nu încotro, trebuie să folosească niște chestii pe care noi nu vrem să le mâncăm, de fapt, și care n-au nimic de a face cu o alimentație sănătoasă, pentru că ei trebuie să-și vândă produsul. Pentru ei, în prim plan, este câștigul lor, nu sănătatea noastră. Asta îi interesează, pentru cei mai mulți producători nu joacă niciun rol sănătatea consumatorului. Pentru producătorii mai mici și mai ecologici și așa, contează sănătatea consumatorului, însă de multe ori nu poate fi pusă pe primul plan, tocmai din cauza condițiilor care trebuie îndeplinite. Și nu în ultimul rând, orice nu e făcut proaspăt, nu mai are nutrienții pe care iar are același produs atunci când este făcut. Deci fulgii ăia din pungă sunt în principiu oxidați. Și nu mai au valoarea nutritivă a fulgilor proaspăt făcuți. Bun. La postările de pe blog vine mereu întrebarea, dar eu nu am aparat de făcut fulgi. Nu e nevoie. Acum facem, vă arăt cum se fac fulgii fără niciun aparat. Deci aici îi puteți vedea. Și aici. Deci vă trebuie grăunțe de ovăz. Grăunțele de ovăz se hidratează și se pun la încolțit și după aceea se consumă cel mai bine. Aici sunt, ele sunt încă moi, că se presează așa mai ușor. Deci aveți nevoie de un fund de lemn și de un sucitor. De altceva nu este nevoie. Puneți
grăunțele de ovăz care sunt moi și pur și simplu începeți și le presați. Trebuie puțină forță, faceți deci și sport, scăpați și de mers la sală sau alte povești și omorâți mai mulți, mâncați sănătos și voi și copiii voștri și omorâți astfel mai multe muște dintr-o lovitură, ca să zicem așa. Copiilor le place, iau răbdare. Spre deosebire de adulți, iau răbdare. Îi puteți spune să facă, că, vedeți, nu durează mult, fulgi sunt gata. Pot fi uscați și păstrați într-un borcan închis sau pot fi consumați direct ca atare. Bineînțeles că consumul proaspăt este cel mai indicat. Sunt multe lucruri care, de exemplu, semințele de in nu se macină decât atunci când le mâncați. Nu se macină și se pun în borcan sau tot așa în pungă, sunt oxidate și în loc să vă faceți un bine, vă faceți un rău. Deci, un pic atenție, întotdeauna proaspăt este sfânt și este opțiunea numărul 1. Sper că am răspuns la întrebări. Vă doresc mult spor la făcutul Fulgi și la mâncat müsli și multă sănătate.